Ne aflăm la Caprun, pe Kitz Steinhorn, la aproximativ 3000 de metri. În spatele meu se află un cinematograf, probabil unul dintre cele mai aproape de cer pe care l-am văzut vreodată. În schimb, priveliștile de afară rivalizează foarte bine cu orice film, pentru că staie răsuflarea. Thing is here that you can ski quite the whole year. Means that in Kitzsteinhorn, Caprun-Kitzstein, you have the glacier here. That means you have the possibility to ski from middle of October till quite beginning of June. Very good snow quality, and you have always not the artificial snow, you have a real snow there. And this is one of the important points here, to stay here and to make here your ski holidays. And then you have also the other ski areas like Maiskogel and Zellamsee here. The important things in the future will be that Zellamsee-Caprun will be connected to Saalbach-Hinterklemm, and this will be then one of the biggest ski areas in the Alps, with a lot of piston kilometers, and for sure the glacier also too, that you have the possibility to ski the whole year. Mamba de pe Kitz Steinhorn este una din cele mai spectaculoase și provocatoare pârtii pe care am schiat. Foarte îngustă pe alocuri și cu o înclinație care ajunge uneori la 63 de grade, este dita mai prăpastia. Do it este motoul Black Mamba, așa că până nu mă ia amețeala, let's do it! Să vedem dacă scăpăm din strânsoarea șarpelui.